Și Petru face, îi duce pe acești oameni în contextul pe care ei îl cunoșteau foarte bine și face o comparație între biserică și Israel și între profeții mincinoși de atunci și învățătorii mincinoși de acum, nu profeții mincinoși de acum. Cu alte cuvinte, Petru presupune că funcția la care vor încerca să ajungă oamenii, cum au încercat în trecut să ajungă la profeție, funcția la care acum vor încerca să ajungă nu este funcția de profet, ci funcția de învățător. Foarte important. După, de exemplu, dacă ar predica un carismatic de aici, mai simplu pentru el ar fi să spună textul așa: cum în noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, așa și între voi vor fi proroci mincinoși. Că ei încă cred că mai sunt proroci astăzi. Dar Petru nu asta spune. Spune, poporul Israel au fost proroci, acum odată noi ce am primit cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, avem ce? Învățători care ce fac? Expun sau ar trebui să expună, să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Nu zice că vor fi și între noi proroci mincinoși. Ăștia din start nu mai... Nici nu mai să spui, frate, uite, o adus nu știu cine, nu știu ce revelație. Din start știi ce e acolo. Nici nu trebuie să gândești foarte mult la lucrul acesta, da? Noi vorbim aici despre învățători, nu despre profeți. Ăștia din start i-am pus în categoria, la cutiuța cu eretici, fără să discutăm prea mult, da? Fără să... Eu nu zic că nu sunt oameni bine intenționați, care cred că au revelații de la Dumnezeu, da? Or fi, nu zic, da?